Băgate tot până la mijloc. E aproape până la brâu, dar e curentul puternic și rece rău de tot. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog, vloguleț. Strâng umbrela asta că mă deranjează aici. Am de fapt las-o. În vlogul de azi trebuie să merg după lemnele alea pe care le-am tăiat cu Bobicioiu, dacă vă faceți voi aminte din vlogul anterior. Când a fost Bobi la mine, l-am pus la treabă, am tăiat niște lemne într-o livadă aici în apropiere și trebuie să mă o să le aduc acasă, că dacă nu putrezesc acolo, tot de ploaia pe ele. Am zis că aștept să treacă vremea asta ploioasă, dar degeaba că nu trece, plouă în continuu, fraților, de atunci. Aia a fost singura zi cu soare, n-am avut timp să le ducem atunci, după ce le-am tăiat, am zis că le ducem mâine, cum ar veni. Și ce să vezi că nu mai ploaie urma de acolo, de atunci încoace. Și mă duc eu azi, nu-l mai am pe Bobi ajutor, din păcate, mă descurc singur, mă duc să le aduc acasă, să văd dacă nu rămân cu mașina pe acolo, că la ce-o plouat, fraților, o să filmez să vă arăt ce-i pe acolo, mlaștine. Și să nu mă lase mașina, sper, că după cum ați văzut și păstorii și la știri, au aranjat-o bine culiță. Arată mai mișto așa, zic, ideea de off-road. Acum vedem, la noroc. Îl dau. Arată treburile pe aici. Și eu. Ia. M-am băgat cu remorca. Cu mașina am ieșit din Gropălău. Să vedem dacă mai tragem și remorca. Eu sfidez puțin vremea, pentru că la mine a venit vara, fraților. Suntem în... Ia. Și am primit mesaj pe telefon aseară cu alertă de cod roșu de inundații. Văd că nu a fost la vrăjeală. Mai am un pic de parcurs până la locul respectiv. Să vedem dacă ajunge cu bine la destinație și ne și întoarcem cu bine. Vine valul și mi-a calul, îmi ia scroafa din coteț. Ia vedeți voi cât apa pe șanțălău ăsta. Aici era șanț de 2 metri de afund și acum e apa full. Full option. Astea-s lemnile pe care le-am tăiat cu Bobi. Trebuie să le încarc rapid în remorcă și să o pișc înapoi către burlog, că vremea asta îmi displace. Bine că e și faină vremea asta și e bună și ploaia, dar nici în exces, fraților. Chiar la noi aici, la Hațeg, e nebunie, chiar e inundație. În sat încă nu avem probleme acolo unde stăm, dar pe câmp văd că e rupere, e și trâu prin toate părțile, e nebunie mare. Suntem foarte aproape de munte aici și toată apa care se strânge pe munte coboară aici pe noi. Forță, 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 Costi, forță, vorba lui Costi, forță. Bun, am cam gătat cu încărcatul, mai am numai câțiva butuci. Ăștia sunt mai mari, păi ăștia am lăsat la urmă. Ce mai greu la sfârșit. Îi bag și pe ăștia și am terminat treaba și mă să-i descarc și aia e, gata, misiunea îndeplinită cu lemnile. Lemnile lui bunul Sandu. Cum zicea Emiluț. Lemnile lui bunul Sandu. Și gata treaba aici. Ce m-am încălzit. După asta, după ce bag butucii ăștia în remorcă, o să merg până aici, că e râu aproape la 20 de metri, să văd cât e apa. O să merg cu camera ca să vă arăt. Stați că să mă dezbrac, să le iau pe asta, că dacă nu o să mă murdăresc pe haine. Și dacă nu m-am murdărit la toată remorca, nu mai vreau să mă murdăresc acum. Uite. Obiceiul le mai lăsa la greu. După cum ziceam, să sfidăm și vremea, fraților. Pe cine abia e luna iunie, iunie, nu iulie, am greșit eu. Iunie și plouă și frig, stai mă că noi suntem power. Poate să plouă, poate să ningă, iunie, iunie. Și butuci, butuci. Mamă, cât e asta, frate. Aoleu. Bine. Hai că nu ne-am pierdut antrenamentul chiar de tot.
Așa, mă, tata. Deci pe vlogul ăsta vă provoc pe Bobicioiu, pe Ionescu Robert, pe Jador, pe Mocanu, pe toți ăștia forță la sală, să veniți odată la mine să vă pună la un antrenament, nu de sală, antrenament din ăsta, power, cu lemne, cu alte cele, ca să vedeți unde e mai greu. Eu zic că e mai greu aici ca la sală, cu mult, dar și forța e altfel, fraților. Așa că dacă vedeți vlogul ăsta, tovarășii mei, nu scăpați de treabă și de mine. Vă zic eu că un antrenament ca ăsta îl bate un antrenament de la sală cu mult. Adică dacă vrei să ai forță, să arăți și bine, nu trebuie să mergi la sală, trebuie să vii la mine. O și rimata asta. Toată treaba. Am încărcat lemnele. Remorca e agățată de mașină. Mașina e agățată de pom. Mașina e și ea săracă acum, dar bine că mere. Dar înainte să plec, am zis că mă bag până în râu să văd cât e de mare, că stare curios. Stare curios cu inundațiile astea. Cât de mare s-a făcut râul la noi. Mamă, ia vedeți. Mă băltoace, stă băltoace. Pentru că noi suntem aici chiar la poalele munților Retezat. Și tot ce plouă pe munți, toată apa care se strânge, coboară la noi și o și plouă foarte mult și la noi. Mamă, ce-o rup aici apa, frate. Rup cu pace, ești nebun. Mamă. Ia vedeți, ăsta-i râu, mamă cât e de mare. Deci râul ăsta, să înțelegeți, era cam până unde e ploamba aia verde, până acolo era de lat și micuț, până la, depășea un pic talpa, adică n-avea 20 de centimetri. Și acum ia vedeți cât e de mare. Oare să mă bag? Mamă! Mă bag până la gât în râu, ăsta ești nebun? Aoleu! Mamă! Ia uite cum a rupt copacul ăsta. Și nămol și mamă, mă. Destul că mă ia aici. Ia vedeți, m-am băgat de tot până la mijloc. E aproape până la brâu, dar e curentul puternic și rece rău de tot. Dar după cum am zis, să-i dăm vremea, fraților. În luna iunie de obicei făceam baie în râul ăsta. Și acum fac numai că ne de plăcere. Gata că... Ah, cam înghețat. Dacă vă întrebați, cu mine așa sunt mai bine. Îmi place să fac chestii astea mai nebune, am să văd dacă mai ia râu, dar mai trebuie să plouă ca să mă poată duce. Gata. Deci dacă vreți să mergeți la mare și n-aveți loc din cauza virusului, vă aștept aici la râu, e mare și ăsta. Și aici nu se îngrămădește nimeni. Acum să-i dăm bătaie la mașină să vedem dacă merge. Deci am dat să plece mașina. Am dat-o pe drive și o accelerez. Și mama, abia pleacă. Din cauza că e foarte moale jos. Da, facem altă șmecherie. Cuplăm 4x4. Și acum să vedem. Forță, altceva, tati. Altă treabă. Ăla-i. Am plecat. Acum cu Dumnezeu înainte să vedem dacă și ieșim de prin
gropile alea pline de nămol. Încărcați. Încărcați ochii. Hai că deocamdată e bine. Provoc prin vlogul ăsta pe Alexandru Bobicioiu, pe Ionescu Robert, pe Jador Remus Ionuț Dumitrache, pe Bogdan Mocanu să facă și un alt fel de antrenament în afara sălii, orice vor ei. De exemplu, cum am făcut eu ăsta, la lemne, încarci o remorcă de lemne sau crapi niște lemne sau nu știu, orice, ceva, un antrenament în afara sălii, undeva în câmp deschis sau într-o curte, într-o grădină, ceva altceva decât trasul de fiare. Dacă văd vlogul ăsta, îi provoc să facă și ei un antrenament mai tare decât ăsta pe care l-am făcut eu și să-l posteze pe YouTube. Deci, bă, băieți, dacă aveți timp, prima dată timp, că voi sunteți ocupați și curaj, faceți un antrenament forță cu, nu știu, cu niște cauciucuri, cu niște mașini, cu niște orice vă trece vouă prin cap și postați-l pe YouTube dacă vreți să răspundeți la provocarea mea. Ha. Mamă, deci greu de tot am urcat o pantă foarte înclinată. Păcat că n-am avut pe cineva să mă filmeze. N-am putut să filmez că eram concentrat să-i dau talpă. Dar ia vedeți cum arată mașina. Am aranjat-o. Acolo e o foarte, foarte înclinat. Și era să mă scap la vale. De-aia am dat talpă. Și am făcut-o de comandă și remorca și lemnele. Forță.